Municipiul Lupeni va fi monitorizat video. Primăria se află acum în procedură de achiziție a 300 de camere de supraveghere ce vor fi amplasate în 19 locații. Până în prezent au fost deja achiziționate 47 de dispozitive. Vom acoperi undeva la 15 locații, după cum am spus, fiindcă acolo am reușit acum 4 luni de zile să punem ceea ce înseamnă internet gratuit în toate zonele acelea și vrem să profităm de acest internet gratuit și să facem în așa fel încât și camerele să fie funcționale pentru a putea poliția locală să-și extindă acest domeniu de camere pe care îl are. În acest moment avem undeva la 47 de camere, dar cu siguranță numărul acesta va fi mult, mult mai mare, deoarece ne dorim cam undeva la 200-300 de camere să montăm în municipiul Lupeni, în ceea ce înseamnă aceste 19 obiective. Și cu banii aceștia am cerut oferte, suntem acum chiar în operațiunea de procedură. Sperăm că într-o săptămână de zile, maxim două săptămâni, să încheiem această procedură de achiziții și după care firma respectivă care va câștiga licitația să vină să-și facă cât mai repede treaba pentru a putea să păstrăm lucrurile cât mai bine în municipiul Lupeni, fiindcă ne dorim acest lucru să păstrăm și ne dorim să avem o educație cât mai mare în tot ceea ce înseamnă aceste distrugeri să nu mai existe și să păstrăm lucrurile pe care le-am făcut frumoase în municipiul Lupeni. Fondul destinat achiziționării echipamentelor de supraveghere este de 90.000 de lei.